Bună ziua, dragi participanți ai programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice profesori cu stil, activitate organizată de Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova, în perioada lunilor aprilie-iunie 2021. În aceste două luni, peste 2000 de cadre didactice din Republica Moldova și România participă la 13 webinare cu diverse tematici. Evenimentele noastre au peste 10.000 de vizualizări fiecare. Pentru a fi informați despre organizarea și desfășurarea activităților, urmăriți pagina de Facebook AgiroMD, grupul evenimentului Profesori cu Stil și, în rezultat, veți putea lesne participa la activitățile din cadrul programului. La sfârșitul fiecărui webinar, cu 3 minute înainte de finalizare, veți avea acces la formular. Astfel, veți avea o oportunitate de a obține un certificat de participare. Pulsul vieții mele e în pas cu nobilă meserie, care mă îndeamnă să reaprind flacăra inspirației în sufletul fiecărui copilaș, să dărui inima micilor făpturi care cresc și se formează sub ochii mei, să construiesc un aer sfânt, ocrotitor, în jurul copiilor. Deși viața poate să nu fie perfectă, e mult mai bine să o înfruntăm cu atitudine pozitivă. Dacă vedem în fiecare o problemă a vieții, o nouă oportunitate de a învăța, avem o nouă oportunitate de a învăța lucruri noi, de a ieși din zona de confort. Și creierul nostru atunci va căuta să vadă rezultatul pozitiv din cadrul problemei. Sunt Nina Mândru, învățătoare și activist la instituția publică Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale din orașul Orhei, Republica Moldova. Astăzi, 19 mai, am onoarea să fiu moderatoarea celui de-al șaselea webinar din cadrul programului cu subiectul Atitudine pozitivă. Una dintre inițiatoarele programului Profesori cu Stil este distinsa și entuziasmata doamnă Mariana Marin, doctor conferențiar universitar, expert în politici educaționale, autoare de curriculum, monografii și publicații, președinta Asociației Generale a Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova, cofondatoarea programului și omul măreț ce inspiră. Stimată doamnă Mariana Marin, pentru noi este o mare onoare și un înalt privilegiu să vă avem alături. Vă oferim cu drag cuvântul. Bună ziua, stimată doamnă Nina Mândru! Bună ziua, dragi prieteni, dragi colegi! Bună ziua și colegilor care sunt alături de mine în studio și sunt aici în culise. Ar trebui să manifest o atitudine pozitivă atunci când am auzit prezentarea mea pe care ați făcut-o dumneavoastră. Sunteți foarte generoasă și vă mulțumesc. Cu timpul am învățat că ar trebui să fiu mai modestă și nu ar trebui să am atâția epoleți, dar uneori te gândești că
chiar le-am făcut eu pe toate. Vă mulțumesc pentru a ta reprezentare și cu siguranță că astăzi în studioul dumneavoastră și în acest webinar numărul 6, pe care l-ați organizat împreună cu colegii noștri de la GiroMD, veți avea oameni cu adevărat profesioniști și eu vă mulțumesc pentru faptul că v-a reușit să vă reuniți talentele, spiritul dumneavoastră profesional, să vă uniți, să zic așa, efortul și creativitatea pentru a realiza un webinar interesant. De asemenea, aș vrea să felicit pe toți colegii care ne privesc acum și să le spun mulțumesc din toată inima pentru faptul că pe parcursul acelor 5 webinare avem deja peste 10.000 de cadre didactice care ne privesc, cei care au completat și formularele de participare la webinarele noastre. Și vreau să vă spun că formularele nu sunt atât de simple și dobândirea unui certificat din cadrul programului nu este atât de simplu, da? Deci trebuie să vii cu exemple concrete, trebuie să citezi ceea ce ai auzit în timpul evenimentului, dar și să-ți pui propria părere. În același timp vreau să menționez faptul că profesorii noștri care participă în acest eveniment, în acest program de 13 webinare, bineînțeles că cea mai mare valoare și cea mai mare, să zic, izbândă a dumneavoastră, dragi prieteni și dragi colegi, este faptul că ați pornit o transformare a propriei persoane. Deci, în fața elevilor, noi avem nevoie să vină învățători și cadre didactice, profesori și educatori cu atitudine pozitivă, cei care să transforme orice problemă într-o glumiță acolo unde este cazul, să vadă lucrurile pozitive în tot ce se întâmplă și chiar atunci când apare un conflict. Iată de ce webinarele noastre nu au de gând doar să colectați în portofoliul dumneavoastră certificate. Cu siguranță că webinarele noastre își doresc ca dumneavoastră să vă schimbați și să vă rafinați atitudinea față de dumneavoastră, în primul și în primul rând, astfel încât în fața elevilor să avem un cadru didactic frumos, așa cum este doamna Mândru, deșteaptă, cu stil, cu zâmbet, corect, bine, doamna Mândru, exact asta voiam să spun, cu zâmbet. Și sper că toată lumea a înțeles misiunea programului nostru, iar vara care va urma după acest program va fi o vară de schimbare, de transformare, de regândire a tot ce am învățat în acest program. Eu vă mulțumesc pentru invitație, vă urez succese mari și felicit echipa întreagă pe care dumneavoastră o veți prezenta, pentru truda pe care a realizat-o în aceste săptămâni, pregătindu-se de seminar, și în același timp să le mulțumesc pentru timpul acordat. Vă urez succese! Vă mulțumim, stimată doamnă Mariana Marin, pentru dăruire și mesajul valoros care ne îndeamnă să ne concentrăm pe psihologia pozitivă, pe punctele forte și pe virtuțile care ajută pe oameni să aibă succes în viață și să fie fericiți. Chiar mi-am notat cea mai mare izbândă, dorința de transformare. Dragi participanți, ați putea consemna toate gândurile dumneavoastră pozitive, toate ideile constructive în comentarii sau ați putea adresa întrebări în caz de necesitate. În continuare, oferim un mesaj de salut coordonatorului acestui atelier, doamna Olga Balanic, șef secție Colegiul Politehnic Vâlc, grad didactic 1, omul care stabilește mereu clima stimulator în cadrul asociației, sprijină orice eveniment și ne oferă încredere. Stimată doamnă Olga Balanici, vă oferim cu drag cuvântul și mesajul de salut. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Ninu, pentru acest intro frumos. Bun găsit, dragi colegi ai comunității AgeroMD și nu doar. Transmitem un salut cald, cu parfum de liliac, celor care ne privesc acum și cei care ne vor privi în reluare. Dragi colegi de pretutindeni, că din statisticile paginii de pe Facebook AgeroMD am constatat că suntem urmăriți din mai multe țări, nu doar din România, Republica Moldova, dar și din Franța, Germania, Italia.
În rolul meu de coordonatoare a acestui webinar, am onoarea să colaborez cu o echipă foarte bună și o să vedeți și dumneavoastră astăzi. La sigur, subiectul propus de coordonatorii programului de dezvoltare personală a cadrelor didactice Profesori cu Stil va avea un rol de a găsi răspunsuri la mai multe întrebări. Așadar, astăzi vom analiza împreună ce este atitudinea, tipuri de atitudine, cum gestionăm emoțiile atunci când luăm o atitudine și alte lucrări utile pentru a transforma coerența gândirii noastre. Noi vă zicem să ne fiți activi și să interveniți cu mesaje, întrebări și răspunsuri pe tot parcursul webinarului, asigurându-vă bună dispoziție, precum și a vă stimula acea atitudine pozitivă spre care țintim. Înarmați-vă cu resursele necesare pentru a face notițe, capturi de ecran și toate ce vă doriți dumneavoastră. Succese nouă la toți și Doamne ajută! Mulțumim! Vă mulțumim frumos pentru colaborare, stimată doamnă Olga Balanici, și să știți că noi simțim sprijinul și atitudinea binefăcătoare, dar și îndemnul optimist ce vine dinspre dumneavoastră. Întrucât profesia noastră, profesia didactică, are o dimensiune umană extrem de puternică, fapt care implică nu doar cunoștințe și competențe, ci atitudini și valori, conștiință profesională. Adevărat este că omul măreț împreajmă, inspiră. Așadar, o salutăm respectuos pe doamna Viorica Goraș Postică, doctor habilitat, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Științe ale Educației și vicepreședinte al Centrului Educațional Prodidactica, expert de onoare în cadrul acestui valoros eveniment. Bună ziua, stimată doamnă Viorica Goraș Postică! Vă invităm cu un mesaj de salut la microfonul virtual. Vă mulțumesc, colega mea de viață, Nina Mândru, mi-ați prilejuit emoții pozitive și mi-ați, mă rog, provocat gânduri frumoase, dar și atitudini de admirație față de tot ce faceți dumneavoastră și inclusiv pentru evenimentul de astăzi. Într-adevăr, cadrele didactice în general, dar cele care își doresc să aibă un stil aparte, nu pot să-și imagineze profesia în afara atitudinii pozitive. După cum spunea celebrul scriitor și pedagog spaniol Fernando Savater, cui îi repugnă optimismul, nu are ce căuta în educație. Stimați colegi, noi am ales educația, educația ne-a ales pe noi, deoarece putem să gândim pozitiv, dar această gândire pozitivă, această atitudine trebuie alimentată și stimulată mereu. Vă doresc să găsiți întotdeauna resurse pentru a vă menține atitudinea pozitivă. Vă mulțumim, stimată doamnă Viorica Goraș Postică, pentru gândurile alese și pline de lumină. Așteptăm cu nerăbdare abordarea pedagogică a atitudinii pozitive, optimiste, în comunicare ulterioară a dumneavoastră. Și mi-am notat să ne alimentăm mereu din izvorul atitudinii pozitive. La acest eveniment o avem prezentă pe doamna Tatiana Turchină, șefa Departamentului Formare Continuă la Universitatea de Stat din Moldova, expert în educație, dar și de onoare în cadrul webinarului. Stimată doamnă Tatiana Turchină, vă oferim cu drag microfonul virtual pentru a saluta oamenii pasionați de educație. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, vă salut pe toți în această comunitate virtuală și apreciez enorm de mult subiectul care a fost ales pentru webinarul de astăzi. A avea o atitudine pozitivă, de obicei ne punem întrebarea, cum e asta? Cum ar fi să facem? Cum să construim această atitudine pozitivă? Cine ne influențează pe noi? Și probabil că sunt multe alte întrebări în jurul, de fapt, acestui concept. Și mă gândesc că tocmai astăzi vom încerca să dăm răspunsuri la această întrebare și din perspectivă psihologică și din perspectivă pedagogică. Dar exact așa cum a zis și colega mai sus, doamna Goraș Postică, nu știu dacă mai există alt grup profesional ca și cadrele didactice care, iată, pe parcursul unui an de zile,
Pe lângă faptul că a achiziționat foarte multe instrumente digitale, cred că fără atitudine pozitivă, nu știu dacă funcționau toate aceste instrumente digitale. Deci să vedem noi astăzi ce este această atitudine pozitivă, de ce avem nevoie de ea, cum ne impactează ea, cine de fapt construiește această atitudine pozitivă. Depinde oare de noi sau depinde de ceilalți din jur? Încercăm să găsim răspuns la aceste întrebări. Și eu sunt nespus de încântată că sunt alături de voi și voi contribui și eu cu puținul din experiența mea tocmai pentru acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim din suflet, stimată doamnă Tatiana Turchină. Am reiterat un moment important. Avem oportunitatea să construim atitudine pozitivă în jurul nostru. Stimați participanți ai acestui nobil forum, pentru a fi informați de organizare și desfășurarea activităților, urmăriți pe pagina de Facebook a GiroMD, grupul evenimentului Profesor Justiniu și, în rezultat, veți putea lesne participa la următoarele webinare. Cercetările arată că persoanele cu mentalitate pozitivă și optimism răspândesc în jurul lor bunăstare psihologică și fizică și, evident, provoacă un sentiment mai mare de fericire. Cu o deosebită plăcere, vă prezint în continuare formatorii acestui webinar valoros. Cotici Marilena, Școala Profesională Învățământ Preșcolar Grădinița 7, Brașov, România, psiholog clinician, master în psihologia clinică și consiliere școlară. Doamna Ana Georgiana Marinković, la fel Școala Profesională Învățământ Preșcolar Grădinița 7, Brașov, România, psiholog clinician, master în psihologia clinică și consiliere școlară. Doamna Ana Speianu, învățătoare grad didactic 1, Școala Primară Haralambie Corbu, satul Dubăsarii Vechi, Friuleni. Doamna Natalia Manea, grad didactic 1, director instituția publică, Gimnaziu Dumitru Roman, satul Drochia. Așadar, stimate doamne, vă rugăm să transmiteți un scurt mesaj de salut tuturor participanților la acest webinar. Ana Georgiana Marinković, vă oferim microfonul virtual. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră, sunteți o echipă minunată. Mi-ați transmis deja atitudinea pozitivă de care am nevoie astăzi. Mă bucur că sunt atât de multe persoane care ne urmăresc și îmi doresc tare mult să încheiem ziua pozitiv și să ajungă mesajele noastre către urmăritorii noștri. Mulțumesc! Vă mulțumim, stimată doamnă! La siguranță mesajele noastre vor ajunge, pentru că oamenii care sunt alături de noi au un interes vădit pentru a crește profesional și a se simți cu adevărat fericiți. O rugăm cu aceeași ardoare pe doamna Marilena Covici să salute participanții acum. Doamna Marilena. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră și alături de toți cei care ne urmăresc. Sperăm să avem o zi cât mai frumoasă, încărcată cu atitudini pozitive și să reușim prin toate aceste webinarii să ne dezvoltăm într-un sens foarte bun, să devenim din ce în ce mai buni. Mulțumesc mult! Vă mulțumim, stimată doamnă Marilena Cotici, cu adevărat să reușim, să ne dorim, să ne dezvoltăm. O invităm în continuare la microfonul virtual pe doamna Ana Spinei cu un mesaj de salut. Bună ziua și bine v-am regăsit! Grup frumos și minunat a proiectului Profesori cu Stil. Astăzi, cu siguranță, ne vom simți foarte bine. Sperăm să reușim ceea ce ne-am propus și cred că o să avem parte de sfaturi utile, ne împărtășim cu experiența din propria activitate și cu Doamne ajută! Vă mulțumim, stimată doamna Ana Spinei, să fie într-un ceas bun și în continuare o invităm pe doamna Natalia Manea un mesaj de salut pentru toți participanții la acest valoros seminar.
Doamna Natalia Manea, bună ziua! Vă salutăm din cel mai dulce loc din nordul Moldovei și vă salutăm cu drag din Drochea. Onorați participanți, profesori cu stil, cei care zi de zi muncesc pentru propria dezvoltare profesională. Webinarul de astăzi ne va ajuta să dezvoltăm atitudinea pozitivă, vom afla cum situațiile neplăcute ne pot oferi diverse posibilități, iar dacă vom fi foarte atenți, vom afla cum numărul de telefon mobil ne va ajuta să evităm o escaladare de conflict. Mult succes! Foarte frumos! Vă mulțumim, doamna Natalia Manea! Stimați colegi, stimați participanți, v-ați pus vreodată întrebarea ce lucruri, ființe sau fenomene din natură vă oferă energie? Încercați să notați în comentarii. Stimați participanți, la final de program veți avansa în a fi mai flexibili, a ști să promiteți, veți dispune de curaj, veți ști să comunicați eficient, veți învăța că și oamenii pot fi citiți. Veți învăța să acceptați criticile și, evident, împreună ne dorim să fim diplomați, să dovedim atitudine pozitivă și să creăm fericire în jurul nostru. Dar totul depinde în ce măsură vom participa consecvent la acest program. Ce este optimismul? Cum influențează atitudinea pozitivă asupra vieții? E posibil să construim rezistența copiilor pentru viață? La aceste întrebări veți găsi răspuns în prezentarea ce urmează, fiind ghidată eficient de către doamnele Ana Georgiana Marinkovici și Marilena Cotici. Ambele doamne activează în calitate de psiholog clinician, master în psihologia clinică și consiliere școlară, autoare de cărți, precum și povești terapeutice pentru copii și preadolescenți. Stimate doamne, vă oferim pupitru virtual. Mulțumim tare mult. Voi începe eu. Dați-mi două minute, vă rog, să partajez dacă am reușit. Am reușit? Da. Viața provoacă aceleași eșecuri și tragedii în optimist, ca și în pesimist, dar optimistul le rezistă mai bine, spune Martin Seligman, psiholog și puternic promotor al psihologiei pozitive. Pentru a înțelege atitudinea pozitivă, hai să clarificăm de fapt ce înseamnă atitudine. Conform specialiștilor, aceasta este poziția internă pe care noi o adaptăm față de o situație sau față de o persoană. Atitudinea asta, poziția noastră față de respectiva situație, este cea care de fapt determină modul în care noi răspundem sau acționăm. Atunci când vorbim despre optimism, vorbim de fapt despre o atitudine față de viață care îl determină pe om să vadă predominant partea bună a lucrurilor, un fel de partea plină a paharului. Aceasta este de fapt atitudinea pozitivă, o poziție optimist realistă atât față de propria persoană cât și față de ceilalți. Pentru a ne menține optimismul, atitudinea noastră necesită o permanență grijă, un fel de program permanent pentru bunăstarea noastră. Este indicat să ne cultivăm o vorbire interioară pozitivă, să schimbăm gândurile negative, să învățăm să identificăm aspectele pozitive care au loc în viața noastră, să fim recunoscători pentru lucrurile bune care se întâmplă în viața noastră, să ne odihnim mai mult, să facem exerciții fizice în mod regulat, să facem complimente și să fim politicoși. Și nu în ultimul rând să râdem, să râdem mai mult, să ne dezvoltăm simțul umorului. Există două teorii privind optimismul.
teoria optimismului dispozițional, care se referă de fapt la natura omului, care privește viața cu încredere, considerând că toate situațiile au un deznodământ favorabil într-un final. Datorită acestei credințe a individului, el tinde să se comporte astfel încât să se întâmple acțiuni pozitive în viața lui. De fapt, de aceea este important optimismul, pentru că ajută omul să-și canalizeze comportamentul într-o direcție care să coincidă cu scopurile lui de viață, de fapt. Optimismul dispozițional este o caracteristică de bază a personalității, astfel că el influențează modul în care oamenii se raportează la evenimentele vieții lor, nefiind legate de evenimente specifice de viață. Pe de altă parte, teoria optimismului învățat susține ideea conform căreia așteptările privind viitorul se formează în baza experiențelor trecute și depind de atribuirile cauzale pe care oamenii le dau situațiilor prin care ei trec. O persoană optimistă, totuși, va încerca să se orienteze în aproape orice situație spre evenimentele pozitive. Nu se va fixa pe evenimentul negativ. Asta nu înseamnă că trebuie să-l ignorăm, dar trebuie să-i atribuim o cauză specifică lui și nu generală. Am întâlnit un exercițiu care mi-a plăcut foarte, foarte mult și pe care doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră. E că atunci când desenăm un cerc care reprezintă de fapt viața noastră, iar dacă ne gândim la o problemă pe care o avem, haide să ne gândim cum am ilustrat problema respectivă în desenul respectiv. Cea mai bună metodă ar fi să desenăm un punct foarte, foarte mic. Aceasta este o tehnică pe care o putem folosi în momentul în care suntem stresați, anxioși cu privire la un eveniment sau o problemă, pentru a ne reaminti că de fapt viața înseamnă mult mai mult. Iar un obstacol nu ar trebui să ne împiedice în a ne bucura de restul lucrurilor din viața noastră. Bineînțeles că optimismul, de fapt influența acestuia, este foarte important asupra vieții noastre, are repercusiuni. Atitudinile nu sunt altceva decât obișnuințe ale gândirii, iar obișnuințele se pot dobândi. O acțiune repetată devine o acțiune realizată. Factorii care ne pot influența atitudinea sunt, în primul rând, propriile noastre convingeri despre sine, despre ceilalți, despre familie, despre mediul în care ne desfășurăm activitatea, nu știu, serviciu, școală, cercul de prieteni. Și nu în ultimul rând, e foarte important ceea ce citim și ceea ce ascultăm. Toate aceste aspecte ne influențează existența din punct de vedere psihofiziologic, comportamental și emoțional, bineînțeles. O persoană cu atitudine pozitivă este o persoană care se simte fericită și împărtășește la rândul ei acest sentiment. Este foarte important ca pozitivismul nostru să fie dat mai departe. Fiind vorba de o atitudine, bineînțeles, rolul mediului și al educației este decisiv. Însă studiile ne canalizează atenția către factorii genetici care au o variație a optimismului, spun cercetătorii, între 25 și 36%. Destul de mult. În concluzie, prezența optimismului în viața noastră are efecte benefice, iar el ne influențează încă din primii ani de viață, urmând ca mai apoi să ne ghideze alegerile, modul în care privim evenimentele care au loc și reacțiile noastre. Ce este important de reținut este că optimismul poate fi și învățat, sau mai bine spus, creionat de-a lungul vieții. Totul este să ne dorim și să muncim în atingerea acestui obiectiv. Toate aceste lucruri se realizează cu mult exercițiu și cu multă consecvență și perseverență.
Colega mea, Marilena, o să vă învețe, o să vă prezinte câțiva pași dintr-un program din acesta de învățare a atitudinii pozitive. Vă mulțumesc frumos, Marilena! Bună ziua din nou! Aș vrea să parcurg alături de dumneavoastră 7 pași pentru a ne putea dezvolta nivelul nostru de optimism și pentru a vedea că chiar putem să facem pași în direcția de a ne îmbunătăți în fiecare zi. O să am nevoie de dumneavoastră. Dacă aveți la îndemână notițe, dacă nu, puteți să vă gândiți și să colaborați împreună cu noi și să scrieți în chat impresiile dumneavoastră. Vă invit la pasul 1 să identificăm acele arii din viața noastră pe care noi ne dorim să le privim cu optimism și ne dorim să le îmbunătățim sau să le dezvoltăm. Unde simțiți dumneavoastră că ar fi loc de mai bine? Vă invit să notați acele arii în care dumneavoastră simțiți că vreți să fiți mai optimist. Și chiar cine dorește le poate împărtăși cu noi în chat-ul pus la dispoziție. Următorul pas ar fi să vă gândiți la un lucru care vă motivează foarte mult. Ce anume v-ar pune pe dumneavoastră în mișcare și v-ar face să vă mobilizați și să începeți să lucrați la dezvoltarea aspectelor din viața dumneavoastră pe care le-ați menționat la pasul 1. Deci acele arii în care simțiți nevoia să aduceți îmbunătățiri. Puteți să folosiți un cuvânt cheie care vă motivează cel mai mult. În următorul pas, vă invit să reflectați câteva minute. Gândiți-vă ce anume v-ar distrage să vă îndepliniți aceste obiective. Notați sursele principale de distragere în îndeplinirea obiectivelor. Următorul slide. Pasul 4. Vă rog să vă închipuiți cum ar arăta o zi din viața dumneavoastră, integrând acele aspecte pe care doriți să le dezvoltați. Schițați un program scurt, dar un program pas cu pas pentru o zi. Legați acțiunile care vă ajută să vă atingeți obiectivele de o recompensă. Pasul următor, pasul 5. În acest pas vă invit să vă promovați un set mental de creștere pentru a vă ajuta, pentru a vă crește nivelul de optimism și vă invit să nu uitați trei lucruri esențiale pe care chiar le puteți nota. Atribuiți problemelor semnificații temporare și provocative. Atribuiți în același timp semnificații pozitive lumii, viitorului și evenimentelor. Credeți întotdeauna că obstacolele pot fi depășite, iar scopurile pot fi atinse. O să trecem mai departe la pasul 6. Mulțumesc! Pasul 6 ne îndeamnă să oferim un model de optimism prin modul în care noi vorbim și acționăm. Dacă sunteți profesor sau chiar părinte și vă confruntați cu o serie de provocări și sunt convinsă că vă confruntați cu multe provocări, atunci aveți ocazia să vă manifestați atitudinea pozitivă, iar copiii vor intra în contact cu setul dumneavoastră mental de creștere și cu modul în care dumneavoastră vă așteptați la rezultate pozitive, cu planul dumneavoastră de reușită și cu efortul pe care îl depuneți în acest sens. Din aceeași atitudine optimistă, sprijiniți-vă copiii să abordeze similar propriile lor provocări și propriile lor situații de viață prin care trec. Următorul pas și ultimul este un pas în care vă provoc să mențineți acest program pe care tocmai l-ați creat și să vă focusați pe obiectivele lui.
și puteți să faceți lucrul acesta timp de 10 zile. La finalul celor 10 zile faceți o analiză și hotărâți dumneavoastră dacă ați avut mai multe de câștigat sau de pierdut de pe urma acestuia și doriți dacă alegeți să continuați sau nu. Eu vă doresc mult succes! În același timp, puteți să notați acele schimbări pe care credeți că le-ați întâmpinat după acele 10 zile. La final, notați cum v-ați simțit după programul acesta de 10 zile, iar dacă apar multe emoții pozitive, eu vă recomand să începeți să îl folosiți pentru că veți avea doar de câștigat. În continuare, vom vedea și vom învăța cum putem să creștem totuși nivelul de optimism sau atitudinea pozitivă la copii și la elevi. Pentru a crește și a educa atitudinea pozitivă, avem nevoie de două ingrediente principale. Eu le-am numit dragostea necondiționată și securitatea afectivă. În primul rând, copilul are nevoie să se simtă, că este iubit cu adevărat pentru ceea ce este el și nu pentru ceea ce face. Regula de bază este să ne dorim întărirea comportamentelor pozitive, adică să lăudăm eforturile și să recompensăm eforturile copiilor în a face lucruri bune și să gestionăm pe cât posibil comportamentele care sunt negative. Violențele verbale, dar și cele fizice, au consecințe destul de grave și negative asupra copilului sau elevului pe termen lung. Specialiștii au dezvoltat foarte multe metode de învățare a optimismului, iar cele mai noi tendințe sunt cele bazate pe restructurarea cognitivă. Acestea sunt preluate din terapia cognitiv-comportamentală. Părintele psihologiei pozitive, Seligman, ne spune că optimismul și atitudinea pozitivă pot fi învățate și prin mecanisme precum modelarea și întăririle. Prin acestea, copilul preia optimismul, dar și pesimismul părintelui. Deci poate acționa în cele două direcții, atât cea optimistă cât și cea pesimistă. Aceasta a fost prezentarea noastră. Noi sperăm că v-ați notat punctele principale și sperăm că v-am stimulat interesul și că veți folosi toate aceste lucruri în dezvoltarea și în viața dumneavoastră. Mulțumesc mult! Stimate doamne, vă mulțumim pentru această prezentare plină de sens și într-adevăr suntem chemați să creștem copiii prin multă afectivitate și dragoste necondiționată. Ori copilul gândește așa, cum este soarele, lumina, apa și aerul pentru plante, la fel sunt și adulții pentru mine. Adevărat este că atunci când persoana are un scop care prezintă o relevanță personală crescută, mintea ei produce niște așteptări relaționare cu obținerea scopului dorit. Pentru a crește și a educa optimismul în școală și în familie, pe termen lung, este nevoie să-i oferim copilului dragoste necondiționată și securitate afectivă. Vă mulțumim din suflet, stimate doamne, Marilena Colt și Ana Georgiana Marinkovici. Stimați participanți, fiecare își dorește să aibă viajmă, oameni vese, motivați, pozitivi, deschiși, orientați spre succes. Cum putem acționa masiv într-o crearea unei atitudini pozitive? Dar și despre cele 10 sfaturi importante ne va relata în continuare doamna Ana Sfeianu, învățătoare, grad didactic 1, Școala primară Haralambie Corpu, satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. Doamna Ana Sfeianu, vă oferim pupitru virtual.
Doamna Ana, ne auzi? Da, da, da. Așa, nu știu, la dumneavoastră a apărut... Încercați să partajați ecranul. Apare. Așa, așa am făcut. Apare? Da, mai aveți ceva de continuare. Nu? Mai încercați. Doamna Ana, faceți click pe prezentarea dumneavoastră. Deci ați făcut pașii corect. Da, trebuie să faceți click doar pe PowerPoint. Deci trebuie să faceți click pe prezentare, deci din bara de start, de jos. Așa, e ok. Acum faceți click pe prezentare, deschideți prezentarea dumneavoastră. Așa, faceți tot ecranul. Am deschis. Să iese, da? Da, faceți tot ecranul, așa, este ok, succes, vă dorim. Vă ascultăm cu mare drag. Cum să avem o atitudine pozitivă? Cred că cercetând dicționarul am găsit unele explicații, adică o comportare care reflectă o anumită concepție, la fel de a se purta cu cineva, felul de a se purta cu cineva care exprimă sentimente sau opinii despre acea persoană, păreri, despre o problemă în discuție. Și nu în zadar se spune că noi suntem cei ce gândim. Adică optimismul și gândirea tot timpul ne remarcă. La ce anume ne ajută să avem o stare mai bună? Este clar că să muncim mai eficient cu rezultate mai bune, să fim mai fericiți, să atingem obiectivele pe care ni le-am propus în activitatea de zi cu zi, să generăm rezultate profesionale remarcabile și chiar să avem o viață personală mai bună. Și urmează câteva sfaturi, adică mă împărtășesc cu dumneavoastră, am gândit că sunt cele mai utile vor fi, adică. Primul sfat, punem stăpânire imediat pe gândurile noastre. Deseori se spune că suntem, creierul este mai prost decât stomacul. Adică mai greu creierul se pornește la muncă ca stomacul. Însă totul depinde de noi. Putem începe să fim pentru început mai proactivi în legătură cu mintea noastră. Observăm ce gândim și ne întrebăm dacă este un gând care merită crescut. Dacă nu avem un răspuns categoric, refuzăm să-l creștem, îl aruncăm asemenea gunoiului. Următorul sfat, cel mai greu sau cel mai dificil, dialogul intern nociv. Că tot timpul nu putem să ne concentrăm să spunem deodată să gândim pozitiv, dar începem a găsi unele. Nu pot, nu vreau, o să ieșuiesc, nu depinde de mine, nu sunt în stare, este prea greu, adică nu putem ieși din zona de confort, adică nu este bine așa, nu vrem mai mult ca să acționăm, cât să luăm decizii cât mai rapide. Sfatul următor, creăm un dialog intern constructiv. Adică, dialogul nociv intern poate fi întrerupt pur și simplu și înlocuit imediat cu unul care să te pună într-o stare pozitivă, respectiv proactivă. Adică, să ne punem niște întrebări, cum ar fi dacă s-ar putea, ce soluții ar mai fi, alții cum au reușit, merită să-mi consumi energie cu acest gând. Cred că aș putea să văd partea pozitivă și să-mi învăț lecția. Adică, gândirea noastră tot timpul trebuie să fie orientată spre lucruri mărunte care se întâmplă foarte des, adică din lucruri mărunte să facem ceva, să privim lucrurile mai optimist. Sfatul 4. Alegem ce lăsăm să intre în mintea noastră.
Sunt momente în care nu poți stopa imediat un gând atunci când el vine cu forța din exterior. Și aș vrea să ne gândim la zona noastră de control și mai puțin la exteriorul acesteia. Mă refer la trei lucruri precise, care sunt foarte indispensabile pentru activitatea noastră. Cărțile, cursurile și televizorul. Adică dau prioritate mai mult cărților, cursurilor, seminarilor petrecute, webinarilor, adică televizorul așa, mai în ultimul rând. Sfatul 5, să modificăm postura. De obicei, starea pe care o avem ne influențează postura, însă vestea bună este că lucrurile pot funcționa și invers, adică dacă îți schimbi postura, ți se schimbă și starea. Adică ar fi mai bine să încercăm să vedem partea plină a paharului de zi cu zi. Asta ar schimba modul de gândire al nostru. Să renunțăm la frică și la teamă de schimbare, aceasta ne va mobiliza mai mult în schimbare. Să avem încredere în forțele proprii, să fim siguri de ceea ce ne propunem, de modalitățile de acțiune care deja au o autoritate în mediul nostru. Să eliminăm discuțiile negative și să evităm cuvintele negative din discuțiile noastre. Să adunăm în jurul nostru doar oameni armonioși care ne-ar motiva mai mult ca să gândim optimist, să vedem lucrurile pozitiv. Și nu în ultimul rând să învățăm din eșecuri. Cu toate că cam greu sesizăm că noi am greșit. Sfatul 6, avem grijă de timpul numit corpul nostru. Corpul este templul nostru și trebuie să avem grijă de el dacă vrem să ne furnizeze energie. Și clar că cel mai important de unde obținem energia sunt starea de sănătate, avem grijă, alimentația corectă, odihna, consumul de lichide, fructele și sportul. Sfatul 7. Iarăși avem nevoie, au menționat colegile de mai sus, de un scop și de obiective bine definite. Pierdem o cantitate enormă de energie atunci când nu avem obiective sau, cum se spune, nu știm ce dorim. Atunci când nu știm ce vrem, suntem indispuși și mi se pare că ar merita să avem vreo stare anume. Și un proverb latin spune că niciun vânt nu-ți va fi prielnic dacă nu știi unde vrei să ajungi, că nu ne va ajuta la nimic bun. Așa, ne focalizăm mereu atenția. Tot timpul când avem vreo sarcină sau un obiectiv pus în față, tot timpul găsim cel puțin 10 motive pe care să nu realizăm acest lucru. Dar putem găsi cel puțin 10 posibilități prin care am putea realiza. Adică asta și dă dovadă că noi gândim optimist. Dacă vom găsi mai repede cele 10 posibilități, adică atunci vom reuși toate cele. Lărgim cercul excelenței noastre. Și știm și ne dăm bine, foarte bine seama că toți oamenii care îi avem în jur ne influențează starea. Ar fi foarte bine ca în jurul nostru să avem cât mai puțini oameni negativiști, deprimanți, ratați, dar cu părere de rău, dacă părerea mea, adică dacă noi avem mai mult optimism și mai mult pozitivism în activitățile noastre, cred că este bine să avem, că oricum îi scoatem din starea care sunt și pentru ei e mai mult câștigă. Încet, încet ne vom adapta și vom fi și noi unul dintre ei. Dacă avem oameni pozitivi, motivați, veseli, orientați, atunci ne vor inspira și ne vor învăța foarte multe
lucruri. Și sfatul 10. Să acționăm. Mulți oameni se așteaptă să aibă rezultate dacă au o stare bună. Nu este de ajuns. Trebuie să acționăm masiv. Adică să nu încercăm tot timpul ca să găsim impedimente ca să nu putem realiza ceea ce ne-am propus. Dar trebuie cât mai mult și cât mai repede ca să acționăm. Și la scară mare am putea însemna un termen limitat, adică de o lună, un set de acțiuni cum ar fi cititul la 20 de cărți, vizionarea a 10 filme, împărtășirea cu alții a resurselor descoperite, ținerea unui jurnal în care să notezi zilnic ce ai învățat, participat la 3 cursuri, vizionat minim 100 de tutoriale video pe internet, ceea ce ar fi foarte binevenit în activitatea noastră. Stimată doamna Ana, vă mulțumim pentru aceste sfaturi. Cam atât am avut să vă aduc la cunoștință. Sper eu că a fost util și interesant pentru colegii noștri. Vă urez în continuare o zi cât mai reușit. Vă mulțumim și noi la fel vă urăm mult succes în viața personală și profesională. Vă mulțumim pentru aceste sfaturi utile și importante în viața și activitatea fiecăruia dintre noi. Stimați colegi, v-ați pus întrebarea, cum reacționăm la critici? Oare e posibil de transformat problemele în oportunități? Credeți că putem înflori mereu noi, cadrele didactice? Acest conținut relevant va fi prezentat într-o manieră profesionistă de către doamna Natalia Manea, grad didactic 1, director la Instituția Publică Gimnaziul Dumitru Roman din satul Drochia, raionul Drochia. Doamna Natalia Manea, vă oferim cu drag pupitru virtual. Vă mulțumesc! Lucrurile nu sunt bune sau rele în sine. Gândirea noastră ne face să fie astfel. Nu există oameni buni sau răi. Există atitudinea noastră față de oameni, față de tot ce ne înconjoară. Cum reacționăm la critici? Critica trebuie primită ca un dar, menit să ne ajute să devenim mai buni în ceea ce facem, mai eficienți, mai productivi. În fața criticii, chiar și formulată corect, multe persoane nu reacționează adecvat. Devin confuze, furioase, se retrag, caută scuze și evită informațiile cu care nu se simt confortabil. Critica nu ar trebui să aibă ca scop denigrarea persoanei, ci e menită să ajute să îmbunătățească procesul de evoluție personală. Din păcate, nu îi putem învăța pe cei din jurul nostru cum anume să formuleze un feedback constructiv sau cum să transmită în mod adecvat critica. În aceste condiții, este bine să învățăm cum răspundem în fața acesteia, să izolăm mesajul de tonul folosit, să evităm impulsivitatea și să analizăm situația. În continuare, vă prezentăm câteva situații în care am putea să ne regăsim. Vom alege împreună varianta care reflectă o atitudine constructivă, pozitivă. Vă încurajăm să ne scrieți în comentarii cifra variantei potrivite sau să ne scrieți o altă variantă care ar reflecta atitudinea pozitivă. Prima situație este o discuție dintre manager și profesor în urma unei lecții asistate. Managerul menționează că lecția nu a fost profundă. Cum reacționa? Nu e adevărat. Lecția a fost profundă. În acest caz, manifestăm o atitudine respingătoare, ceea ce ar putea duce la o escaladare de conflict.
dar nimeni nu-și dorește acest lucru. Nimeni nu dorește o ceartă cu managerul. Mulțumesc, data viitoare voi fi mai atentă. Alegând versiunea a treia, s-ar părea că este o atitudine pozitivă, persoana este constructivă, dar manifestă obediență sau chiar indiferență, ceea ce la fel ar putea supăra managerul. Mulțumesc! Aș vrea să știu unde anume s-a creat această situație, această impresie. Această versiune poate nu este una ideală, dar este o versiune axată pe constructivism. Observăm că poate urma un dialog armonios. Situația a doua se referă la o discuție dintre părinte și profesor. Dumneavoastră nu ați acordat atenție sporită copilului meu, aveți favoriți. Să alegem varianta potrivită, vă îndemn să scrieți și părerea dumneavoastră. Cu siguranță ați avut astfel de situații. Cred că vă înțeleg că ați putea gândi astfel. Aș dori detalii. Observăm că nu suntem reactivi. Dorim să intrăm în barca adversarului, să aflăm totuși care sunt problemele și cum pot fi ele soluționate. Vi se pare? Îmi pare rău, dar sunt profesor și punctum. Versiunea a doua duce la o escaladare de conflict, ceea ce nu este prea bine. Nu suntem de acord cu dumneavoastră, nu aveți probe. Iarăși, de la bun început, avem o reacție adversă. Urmează o situație dintre doi profesori colegi. Nu ezitați să ne scrieți gânduri pozitive și pentru a treia situație. Cred că ești prea activă. Ar trebui să te mai temperezi, pentru că înjosești pe ceilalți. Sunt pasionată și consider împlinirea mea se realizează anume prin activismul meu. Voi încerca să nu supăr pe nimeni. Deci, în prima variantă, avem o reacție normală, constructivă. 2. Ba din contra, de azi înainte voi fi și mai activă. Reacția de la bun început este negativă. Aici, cu siguranță, va începe un conflict. 3. Presupun că îmbresc colegii, dar sunt deschisă spre colaborare. Observăm o reacție pozitivă și deschisă spre colaborare. Mulțumesc că m-ai informat, îmi cunosc valoarea. Această versiune considerăm că este cea mai bună. Dar nu putem să spunem că o versiune sau alta este corectă sau greșită. Orice situație trebuie gândită și analizată. Este important efectul. Ne dorim un efect pozitiv și în acest caz ținem cont de principiul non-escaladării conflictului. Abordați provocările din viața dumneavoastră dintr-o perspectivă pozitivă. Atitudinea este cea care ridică spre o viață de calitate, iar lipsa atitudinii este cea care ne coboară. Eșecul nu întotdeauna înseamnă că suntem învinși. Eșecul face parte din procesul de creștere personală sau profesională. Iar dacă învățăm din eșecuri, ele ne duc calea spre succes. Atunci când avem o situație neplăcută sau o critică, nu e neapărat să răspundem imediat. Facem o pauză, un moment de respiro. Folosim tehnica airbag. Atunci când apare cineva cu o critică, cu un reproș sau o supărare, nu facem nimic și nu spunem nimic. Vă propunem un exercițiu. Întâi de toate, noi trebuie să diminuăm energia negativă. Este o antireacție, ceva înainte de reacție. Să știți că funcționează și să încercați neapărat. Puneți în gând numărul de telefon invers. Deci dacă telefonul dumneavoastră ar fi 0687731152, deci la un anumit conflict, la o anumită situație, repede ne gândim în gând la numărul de telefon invers. 25137760. Încercați și cu siguranță o să observați că funcționează. Transformați-vă problemele în oportunități. Situațiile nefavorabile ne oferă o altă perspectivă. Ne învață să fim recunoscători. Ne descoperă potențialul ascuns. Ne încurajează să facem schimbări.
ne oferă lecții valoroase, ne deschid uși noi și ne clădesc în crederea și respectul în sine. Cuprindem un copac și uităm de probleme. Când suntem foarte obosiți, supărați, găsim cel mai apropiat copac și timp de un minut îl cuprindem și respirăm adânc. Am încercat și chiar funcționează. Nu m-am emoționat de reacția celor din jur, ba din contra, i-am provocat. Chiar dacă gândim pozitiv și vorbim pozitiv, nu ne vom îndeplini visele până nu vom acționa. Este foarte important să înțelegem că în orice critică este o sămânță de adevăr. Descoperiți semința în adâncul inimii dumneavoastră și creșteți din ele flori. Plantând semința de adevăr în adâncul inimii, dorind să ne modelăm, să facem o schimbare, de fapt înflorim. Dragi profesori cu stil, mereu înfloriți. Atunci când profesorii sunt înfloriți, totul în jur e frumos și luminos. Iar la final, vă provoc să aveți o atitudine pozitivă mereu în genuța dumneavoastră. E foarte simplu. O doză mică de energie pozitivă, o cutie cu bomboane colorate ne poate schimba atitudinea. O bomboană este egal cu o atitudine mereu pozitivă. Serviți colegii, oamenii cu care colaborați pentru a avea mereu o energie și o atitudine pozitivă. Vă mulțumesc pentru atenție! De adevăr și motivație. Așadar, atitudinea pe care o adoptăm poate influența relațiile cu ceilalți. Toate acțiunile trebuie gândite și analizate. Cu adevărat, ne dorim să înflorim. Ori viața noastră este plină de floare, o floare care mereu își desface petalele, din care culegem bunătate, înțelepciune, adevăr, frumos, colaborare și oameni de valoare. Cercetările arată că atunci când zâmbești, fie că o faci în mod natural, fie că îți pui un creion între dinți, vei activa o regiune a creierului care te va face să te simți mai fericit și mai optimist în ceea ce privește prezentul și viitorul. Stimați participanți, a venit momentul să ofer cuvântul expertului evenimentului de astăzi, doamna Tatiana Turchină, șef departamentul formare continuă la Universitatea de Stat din Moldova, expert în educație și, evident, expert al acestui frumos eveniment. Doamna Tatiana Turchină, bună ziua! Ne-am mai văzut, ne-am mai salutat și vă așteptăm cu drag, deci ideile dumneavoastră sau vă invităm să punctați niște gânduri esențiale și o abordare din perspectivă psihologică a atitudinii pozitive. Mulțumesc foarte mult, doamna Mândru. Mulțumesc foarte mult și încă o dată vă salut pe toți cei că poate cineva s-a conectat mai târziu. Am ascultat cu deosebită plăcere prezentările și intuiesc că nu le-a fost foarte ușor colegilor noastre să pregătească așa o prezentare, deoarece subiectul atitudine pozitivă și optimism parcă la prima vedere ar fi un subiect foarte clar, atunci mai ales atunci când zicem gândește bine, gândește pozitiv. Pe de altă parte, nu cred că este și un subiect destul de sensibil, fiindcă el cumva ne dictează să diferențiem și să stabilim, dar care este acea limită a unei gândiri pozitive sau unei atitudini pozitive care să nu ne ducă la un punct de exagerare a acesteia. De aceea, pentru început, eu aș vrea să punctez câteva lucruri pe care le apreciez în ceea ce colegile noastre au relatat. În primul rând, apreciez foarte mult faptul că explicația a ceea ce înseamnă atitudine pozitivă și o atitudine optimistă vine în baza unor modele explicative, modele științifice, deoarece nu putem să mergem înainte în a vorbi despre un concept, a promova acest concept sau a vorbi chiar de niște sugestii de încurajare și de cultivare a unei atitudini pozitive fără să ne bazăm pe niște dovezi științifice. Într-adevăr, Martin Seligman ne-a lăsat o bogată teorie și model explicativ cum să devenim mai pozitiv.
Apreciez foarte mult faptul că colegele noastre au reușit să facă conexiune, de fapt, între atitudinea pozitivă și impactul acesteia, menționând că o atitudine pozitivă are un impact destul de mare asupra stării de bine și vorbim de starea de bine atât a adultului, cadrul didactic în cazul dat, părinților, cât și a copiilor. Și aici vedem clar conexiunea. Un cadru didactic sau un părinte care are o stare de bine, bineînțeles că aceasta va influența pozitiv și copilul. Și acesta, la rândul său, va învăța această atitudine pozitivă. La fel, am apreciat că s-au făcut și alte conexiuni dintre atitudinea pozitivă, și anume cu atitudinea pozitivă corelează sau se asociază cu o imagine de sine, menționându-se faptul că persoanele care își cultivă o atitudine pozitivă au și o imagine de sine favorabilă și au și o stimă de sine autentică. Aici întrebarea va fi, care pe care de fapt determină? Prima pe a doua sau a doua pe prima? Răspunsul meu ar fi că ambele se dezvoltă și se cultivă în același timp sau concomitent. Nu putem să începem să ne cultivăm o atitudine pozitivă dacă nu avem un concept de sine format, nu avem o imagine de sine cât de cât favorabilă. Și la rândul său exact același lucru, cum să ne menținem o imagine favorabilă dacă nu am avea o atitudine pozitivă, cel puțin față de noi înșine. La fel s-a evidențiat faptul că atitudinea face parte din lumea noastră internă. Este ceva care ne aparține nouă, fiecare din noi. Noi suntem cei care construim această lume internă. Noi suntem cei care construim aceste gânduri. Fiindcă atitudinea, până la urmă, este un set de convingeri, de credințe. Și noi le construim. Le construim de mic copil, le construim din experiențele noastre, le construim din ceea ce cunoaștem noi, ceea ce învățăm. Și, bine ați spus și dumneavoastră, stimate colege, și din influența celor din jur. Dar aici aș vrea cumva să fim foarte atenți. Într-adevăr, s-a menționat că e bine să contactăm sau să ne întâlnim mai mult cu oamenii care sunt cu atitudine pozitivă, pentru că avem ce învăța de la ei. Aici eu aș zice în felul următor. Da, este bine acest lucru, dar totuși în jurul nostru s-ar putea să întâlnim și oameni care sunt mai pesimiști și s-au dezvoltat sau au această atitudine nu neapărat din voința lor. Așa s-au construit lucrurile sau au avut așa experiențe de viață care i-au făcut să fie mai pesimiști sau i-au făcut să vadă mai mult, mai frecvent să vadă partea cea goală a paharului. Atunci, dacă toți suntem noi cei cu atitudine optimistă și atitudine pozitivă, nu știu dacă este cazul să formulăm așa o sugestie ca să evităm pe acești oameni. Poate ar fi cazul să îi ajutăm și pe ei să-și dezvolte o atitudine optimistă, să-i ajutăm să identifice din viața lor, de zi cu zi, din experiența lor, să identifice acele momente, acele experiențe pozitive. Asta referindu-mă la faptul că noi suntem cei care, având o atitudine pozitivă, îi putem influența și pe cei din jur. La fel, gândurile noastre sunt cele care noi le cultivăm și le menținem în fiecare zi. De aceea s-a menționat un pic mai sus despre optimismul dispozițional și optimismul care ne aparține ca și trăsătură. Aici aș vrea să conturez și un nou concept care la fel este în baza cercetărilor, optimismul naiv. La fel, corelez, o atitudine pozitivă care este exagerată ar putea să ducă la acest optimism naiv. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că pe parcursul vieții vezi 100% lucrurile doar, repet, accentuez, în culori pozitive sau în culori, ai o viață colorată. Știm noi foarte bine că totuși, tocmai datorită unor mici pierderi în viață, unor mici dificultăți pe care le-am avut în viață, unor situații neplăcute, am crescut, ne-am dezvoltat. Fiindcă noi tocmai ne promovăm acest moment să nu evităm definitiv, să nu fugim de aceste momente neplăcute. Ele, de fapt, ar putea să fie oportunități de dezvoltare. Și acum imaginați-vă persoana care deține acest optimism naiv și nu este capabilă să vadă niște puncte slabe sau nu este capabilă să vadă niște situații care ar putea să fie amenințătoare. De aceea, rugămintea mea foarte mare către toți,
Da, cultivăm o atitudine pozitivă, cultivăm optimismul, dar să fie cumva în limitele, ancorării în realitate. Și atunci când există totuși o situație neplăcută, să vedem că această situație amenințătoare și catalogând-o ca fiind o situație amenințătoare, vom reuși să găsim și, și strategiile sau conduita, acțiunile pentru a preveni sau a face față acestea. La fel, vreau să menționez tot încă un lucru. Noi suntem obișnuiți și am observat ultimul timp o tendință să cultivăm cumva, chiar pe alocuri insistent, să cultivăm această atitudine pozitivă. Prin fraze de genul, totul va fi bine, stai liniștit, o să vezi că totul se va rezolva. Imaginați-vă acum situația când un copil sau chiar un coleg, un adult, trece printr-o situație neplăcută de viață, o situație de pierdere unei persoane apropiate. Ei, în astfel de situație, genul ăsta de încurajări nu recomandă, deoarece persoana în caz situația respectivă își trăiește doliul pierderii, își trăiește acele emoții de tristețe, de pierdere și de fapt are nevoie nu atât de încurajare de gen optimism, cât mai mult înțelegere și ascultare și susținere pentru a-și ventila emoțiile pe care le trăiește. Apoi, peste un timp oarecare, sigur că are nevoie de aceste încurajări pozitive despre care spun. Vreau să revin la Martin Seligman și să completez ideile care colegile noastre mai sus le-au relatat. Într-adevăr, Martin Seligman, fiind profesor de psihologie la Universitatea din Pennsylvania, este considerat unul din primii sau pionierii psihologiei pozitive, care a și dezvoltat așa numitul model al fericirii. Bine. Unul din modele pe care le promovează și acum sunt destul de promovate se numește PERMA, da? Și conține acest model 5 sectoare sau 5 poziții care ar fi bine să le cultivăm sau să dezvoltăm acestea. Care sunt ele? Emoții pozitive, angajament, implicare, relații armonioase, sensuri și realizare cu succes. Realizare și succes. O să încep pe scurt să comentez la ce se referă fiecare din ele, astfel încât acestea ar fi un alt model pe lângă cele pe care le-ați auzit dumneavoastră, pe care ați putea să-l exersați sau să-l implicați sau să-l includeți în planul de dezvoltare personală al dumneavoastră. Emoții pozitive. Bine, zicem noi că este bine să trăim emoții pozitive, este bine să identificăm și să avem aceste emoții pozitive, dar să le avem nu doar în rezultatul unui proces, dar să le avem și pe parcurs, și în proces. Să fim capabili, cum a zis colegii mai sus, să și zâmbim, să fim capabili să trăim o stare de satisfacție, pe plăcere, chiar și pe moment, chiar și din proces, din ceea ce facem noi. Să ne permitem, de fapt, această plăcere și această bucurie. În același timp, nu este cazul să ascundem că nu avem, nu este cazul să ascundem că avem, scuzați-mă, emoții negative. Le avem, dar o persoană care își dezvoltă o atitudine pozitivă și optimist, ce face? Recunoaște, identifică și încearcă să gestioneze aceste emoții negative. Angajamentul și implicarea. Ce ar semnifica acest lucru? Fiecare din noi avem activități, ne implicăm în activități. 1, 2, 3, 4, fiecare știe foarte bine care este limita aceea competenților de a se implica în activități. Acum întrebarea este, cum vă implicați în activități? Vă implicați pentru că asta este ceva care trebuie? Este un fel de obligațiune? Sau vă implicați cu dedicație în ceea ce faceți? Și atât Seligman ne încurajează aici pentru a cultiva atitudinea pozitivă și optimistă, este necesar să avem acea senzație de flow, așa numește Seligman, atunci când realizăm o activitate. Ce ar însemna acest lucru? Aceasta ar însemna că, fiind implicați într-o activitate, să trăim un sentiment de pierdere a timpului. Un sentiment în care cumva pierdem, de fapt, conștiința a realității care există în jur. Ne implicăm cu mare ardoare și ne implicăm cu dedicație în ceea ce facem.
care este impactul acestei implicații. De fapt, ne cultivă o stare emoțională pozitivă, produce chiar și modificări în aspectul fiziologic și produce o serie de modificări biochimice în organismul nostru, care ne ajută să ne menținem această stare pozitivă, stare de speranță, stare încurajatoare. Relațiile pozitive este următorul element. Despre lucrurile astea au zis mai sus și colegii noștri. Este bine să învățăm, să dezvoltăm și să menținem relații pozitive cu cei din jur. Chiar și atunci când în preajma noastră sunt persoane care poate sunt mai puțin deschise sau sunt reticente, sau poate sunt persoane care nu reușesc să ofere, de exemplu. Asta nu înseamnă că nu putem noi să fim cei care să oferim cu deschidere și să inițiem relații. Dar iarăși, nu insistăm atunci când simțim oarecare reticență, păstrându-ne totuși atitudinea pozitivă față de acea persoană și față de noi înșine. Sensul este un alt element care mie personal îmi place foarte mult. Hai să ne punem întrebarea fiecare din noi. De ce facem ceea ce facem? Pentru ce facem ceea ce facem? Ca activități din atât activități din viața personală, viața de familie, viața profesională. De ce facem aceste lucruri? Ei, Seligman vrea să ne învețe că vom avea și vom cultiva o atitudine pozitivă și optimistă când vom fi capabili să oferim un sens lucrurilor, un sens acțiunilor noastre. Chiar și atunci când ne relaxăm, dăm sens acestei activități. Chiar și atunci când încercăm să motivăm pe cineva, să optimizăm pe cineva, dăm un sens acest lucru. Cu cât mai mult suntem capabili să oferim un sens acțiunilor, activităților noastre, vieții noastre, aceasta ne ajută foarte mult să ne menținem starea aceasta de optimism și de speranță și, bineînțeles, atitudinea pozitivă. Și ultima componentă sau are de dezvoltare, aș mai zice, realizări și succes. Da? Ziceam cumva chiar un pic mai sus, doamna Marin zicea că atâtea multe lucruri a vorbit doamna Mândru și tocmai a fost așa uimită că atâtea lucruri pe care le-a realizat. Eu cred că fiecare din noi merită să ne punctăm realizările noastre. Poate sunt realizări mici, poate sunt realizări mai mari, dar este bine să le punctăm, fiindcă sunt ale noastre. În momentul în care avem această paletă de am reușit aici, 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 reușesc și asta și aici, fără a ne compara cu ceilalți, dar sunt cele care aparțin nouă, ne dau sentimentul de competență, ne dau sentimentul că suntem competenți. Ori asta, ce se întâmplă? Ne încurajează, ne impulsează să realizăm și alte acțiuni. Toate acestea împreună, aceste cinci aree pe care le-am zis, toate împreună ne ajută mult să cultivăm, să menținem atitudinea pozitivă și în același timp, reamintesc, să fim ancorați într-o realitate obiectivă. Mesajul meu este, pe sfârșit de comunicare, este haideți să încercăm într-adevăr și este foarte bine să fim optimiști și să avem o atitudine pozitivă față de noi înșine, față de viață, față de cei din jur, față de lume, față de tot ce ne înconjoară, față de activitățile noastre, dar în același timp să fim ancorați în această realitate obiectivă, să nu exagerăm cu această atitudine pozitivă. Vă mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă Tatiana Turchină, vă mulțumim din suflet pentru această comunicare utilă, atractivă, interesantă, care se axează pe oameni, copii, evenimente, valori, realizare, succes, emoții, gândire, imagine de sine favorabilă și evident pe îndemnul nostru mare de a construi în jurul nostru cât mai mult pozitivism. Vă mulțumim din suflet și vă urăm succese și colaborări fructoase în continuare. Mulțumesc. Dragi participanți, o invităm cu drag la microfon pe doamna Viorica Goraș-Postică, doctor habilitat, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Științe ale Educației, vicepreședinte la Centrul Educațional Prodidactica, expert în educație, dar și în cadrul acestui eveniment important pentru comunitatea didactică. Stimată doamnă Viorica Goraș-Postică, vă rugăm să ne reliefați abordarea pedagogică a atitudinii pozitive optimiste. Vă mulțumesc, stimați colegi,
misiunea mea de la final de emisiune este, bineînțeles, mai ușoară. Am urmărit cu atâta atenție discursurile anterioare și mesajele dumneavoastră pe chat, toată admirația pentru felul profund în care înțelegeți și abordați dumneavoastră atitudinea pozitivă. Mulțumim enorm colegilor noștri care au depus efort în documentare și au abordat cu responsabilitate și profesionalism atitudinea pozitivă. Mie nu-mi rămâne decât să punctez câteva lucruri practice, dar și să evaluez la modul general atitudinea dumneavoastră pozitivă în general. Am proiectat două întrebări pe Mentimeter. Vă rog, aveți codul sus acolo, deja s-a pus prima întrebare. Să formați pe menti.com 9327 36, nu văd bine aici, 3534. 3534, vedeți acolo, și să răspundeți, să alegeți unul dintre răspunsurile date deja la prima întrebare. În ce măsură dumneavoastră vă considerați o persoană cu atitudine pozitivă? S-a vorbit foarte mult și totuși, în ultima instanță, ce predomină? M-aș bucura să văd. Avantajele Mentimeterului este că imediat ne oferă și răspunsurile. Sperăm ca să reușim să le vedem. Câteva minute așteptăm să se conecteze toți colegii. Este îmbucurător că nu avem pe nimeni cu atitudinea mică, nici l-am pus deloc pozitivă, fiindcă în educație acest lucru este aproape imposibil, dar au răspuns totuși puțini din numărul total de participanți, s-au oferit răspunsuri puține. Avem răbdare și vă rog să îndrăzniți, stimați colegi, să vedem, să ținem pulsul la final de emisiune pe atitudinea noastră. Suntem responsabili atât în sala de clasă, dar și în familiile noastre, în societate, de atitudinea pe care o manifestăm. Această atitudine, bineînțeles, care la bază diferite motive, de ordin personal, de ordin social, de ordin cultural, nu manifestăm o atitudine în mod gratuit. Ea se alimentează din diferiți factori și colegii au spus deja destul de mulți dintre ei, au fost enunțați. Deci, cam aceasta este situația și vă mulțumesc pentru răspunsuri. Majoritatea, adică dintre colegii noștri, se consideră în mare măsură o persoană cu atitudine optimistă și chiar într-o foarte mare măsură. Sperăm ca seminarul de astăzi și materialele care s-au prezentat aici, care rămân la dispoziția dumneavoastră, să vă ajute și pe cei foarte puțini care nu ați răspuns sau v-ați considerat că aveți într-o mică măsură atitudine pozitivă. Și a doua întrebare, din ce surse vă alimentați? Vă mențineți dumneavoastră atitudinea pozitivă? Vă rog frumos la același să răspundeți și să vedem care va fi figura pe care noi o vom construi împreună. Dumneavoastră deja cunoașteți acest gen de abordare. Cuvintele, conceptele care sunt cu litere mari sunt cele care se repetă și au mai mulți respondenți, mai multe persoane care au răspuns, și cele care sunt cu litere
mai mici sau în, deci în spații diferite, mai laterale, marginale, sunt cu un număr mai mic de respondenți. Uitați-vă că, în pofita faptului că se schimbă situația, stimați colegi, vedeți că totuși familia rămâne familie, familia, deci rămâne pe primul loc, stimați colegi, și ne bucurăm foarte mult. Mult de mult am sărbătorit Ziua Internațională a Familiei. Ne bucurăm că resursa fundamentală a cadrelor didactice sunt familiile și uitați-vă, muzica, prietenii și așa mai departe sunt cele care mențin atitudinea pozitivă. Din punct de vedere pedagogic, aceștia se consideră factori externi, și psihologic de asemenea, factori externi de alimentare, de menținere atitudinii pozitive, dar fiind ființe sociale, noi nu putem concepe, nu ne putem concepe în afara existența în afara acestor factori. Și două întrebări pe care mi le-am pus eu, ascultând colegii, și mă gândeam să completez oarecum cele expuse deja. Uitați-vă că mai apar aici și alte răspunsuri. Și se schimbă cercul nostru atât de frumos, dar familia rămâne în centru, s-a mai adăugat acolo și natura. M-am gândit, stimați colegi, să accentuez că atitudinea pozitivă noi o învățăm, ne o menținem în familie, dar o învățăm în calitate de cadre didactice și ne o alimentăm de fiecare dată de la copiii și tinerii cu care noi lucrăm, stimați colegi. Copiii sunt un izvor permanent de atitudine pozitivă. Măria sa copilul nu descoperă nimic aici, dar din discuțiile și din relațiile pe care le avem noi permanent cu copiii, fețele lor inocente și toți marii pedagogi au subliniat acest lucru. Atitudinea pozitivă, bunătatea, optimismul îl învățăm în primul rând de la copii. Sfânta Scriptură spune acest lucru foarte clar. Învățați să credeți ca un copil. Ca un copil, și învățăm să credem în bine, că aceasta este esența credinței creștine, anume de la copii. Ei se apropie cu foarte multă curiozitate, cu bucuria de a învăța de lucrurile acestei lumi și cu încredere. S-a subliniat aici de unii colegi și încrederea atât de necesară unei atitudini pozitive, încrederea în tine, în faptele, deci în potențialul pe care îl ai, dar bineînțeles și încrederea în puterea divină. Și a doua sursă, stimați colegi, este morala creștină. Ați spus aici, s-a regăsit și am văzut aici că a apărut Dumnezeu, a apărut credința. Vreau să spun că ne alimentăm atitudinea pozitivă din valorile moralei creștine. Cred că suntem una dintre puținele țări care avem în planul de studii, avem educația moral-creștină, moral-spirituală, încă din clasele primare o avem în planul de învățământ. După aceea, aceste valori se proliferează la alte discipline. Dar acum avem și dezvoltarea personală. Toate aceste valorile morale creștine se perpetuează, se educă în școala din Republica Moldova și în școala din România, în alte școli europene și de pe mapa mond destul de mult. Avem în morala creștină acest triunghi al împăcării: împăcarea cu sine, împăcarea cu celălalt și împăcarea cu divinitatea. Deci, dacă reușim să obținem această împăcare
atunci bineînțeles că vom avea o atitudine pozitivă. Cel care gândește bine despre sine va gândi bine și despre celălalt și bineînțeles că va căuta să aibă o relație nu doar pe orizontală cu celălalt, dar și pe verticală. S-a enunțat aici un nume mare de psiholog. Vreau să mai amintesc o singură carte care cred că ne ajută și probabil majoritatea dintre dumneavoastră a citit-o, că a fost editată și reeditată în diferite ediții în România, dar și în Republica Moldova la Litera, deci vorba de Forța gândirii pozitive a lui Norman Vincent Peale, deci un mare orator, dar și pastor creștin din Statele Unite, a decedat în 1993, dar cărțile lui au rămas, anume și discursurile sale motivaționale au menținut starea de spirit a generației întregi de americani, dar și de cunoscători de limba engleză din toată lumea. Este un autor care combină atât de interesant preceptele psihologice de cultivare a gândirii pozitive cu cele teologice sau religioase. Și nu sunt așa dogmatice și nu este o scolastică religioasă care este greu de conceput. Sunt lecții de viață prin care se promovează atitudinea și gândirea pozitivă. Și o să vedeți cât de interesant sunt comentate valorile gândirii pozitive și o să regăsiți multe dintre părerile care deja s-au spus aici. Să nu numai, sau zic, ușor să dai sfaturi, să nu faci una sau alta, să nu credem că aici, dacă e vorba de o abordare creștină, gata, este aspectul religios și mai puțin se intersectează cu preocupările multora dintre dumneavoastră. Astăzi avem libertatea de abordare a atitudinii pozitive, nu mai suntem într-o epocă ideologizată, îndoctrinată de ideologie, cum am fost eu formată pe timpuri, dar avem această libertate de alegere. Noi alegem, stimați colegi, să avem atitudine pozitivă. Și această alegere, totuși, nu, eu îndrăznesc să enunț că nu poate, nu este întâmplătoare sau nu o putem face în afara relației noastre pe verticală cu valorile ancestrale, cu absolutul. Aici vor mai apărea și au apărut deja și alte lucrări, recomandări pentru lectură. Forța gândirii pozitive rămâne una dintre sursele care reușește în continuare să alimenteze gândirea și atitudinea pozitivă a foarte multor oameni. Stimați colegi, s-au spus lucruri frumoase. Noi nu ne rămâne decât să vă dorim să găsiți întotdeauna resurse și interioare de menținere și de alimentare a gândirii pozitive. S-au spus deja aici sfaturi psihologice. Suntem într-un mediu în care întotdeauna învățăm și atitudinea pozitivă de asemenea se învață. Dar nu învățăm despre aceasta, dar învățăm să o practicăm. Aceasta este foarte important. Școala din anumite perioade n-a avut succes din cauza că am învățat despre, să știu câte ceva, despre asta, despre asta, și s-a înmagazinat în memoria noastră poate multe lucruri care nu întotdeauna au avut relevanță pentru viața noastră. Dar atitudinea pozitivă, dacă nu este practicată, dacă nu este învățată și alimentată, atunci nu se poate menține. Eu vă doresc să găsiți
atât resurse interioare, cât și resurse exterioare pe orizontală și pe verticală, ca să vă mențineți gândirea pozitivă și să mă lipsiți pe cei cu care dumneavoastră interacționați zi de zi, pe copii, părinți și colegi. Sănătate vă doresc! Stimată doamnă Viorica Goraș-Postică, vă mulțumim pentru această alimentare de suflet, alimentare spirituală, acest sondaj nemaipomenit de valoros care are un impact asupra vieții și activității noastre. Cu siguranță suntem motivați și conștientizăm că funcția și scopul educației rezidă în promovarea umanului, adică dezvoltarea personalității la cotele cele mai mari pe care omenirea le poate atinge sau la o persoană care este ajutată. Vă mulțumim și în continuare o invităm pe doamna Olga Balanici, coordonatorul acestui webinar. Stimați colegi, virtual. Da. Stimați colegi, onorați oaspeți, formatori, experți, mi-am notat și eu niște notițe aici foarte interesante și la sigur mesajele dumneavoastră de pe pagina de Facebook mi-au făcut să vin și eu cu un mesaj de final și cu un exercițiu. Știu că am depășit timpul, dar dacă sunteți de acord să ne cedați încă 5-10 minute, vom fi foarte recunoscători. Deci așadar, atitudinea funcționează, asemenea unui filtru prin care alegi să vezi viața dintr-o perspectivă negativă. Persoanele cu atitudine negativă au minte setată pe probleme și vor căuta întotdeauna motive pentru care să nu poată. Persoanele cu atitudine pozitivă au minte focalizată în mod continuu pe soluții. Pur și simplu, tiparele lor mentale sunt complet diferite și din acest motiv rezultatele lor sunt diferite. Ei aleg să vadă lumea în mod diferit. Aici mă refer atât la atitudinea față de sine, cât și la atitudinea în relație cu ceilalți. Acum am spartajez și eu ecranul. Așa. Am și eu o mică prezentare, vin cu un exercițiu. Sper să vă fie util. Așa. Gândiți-vă la un obiectiv pe care vi l-ați propus să-l atingeți. În continuare, imaginați-vă doi ptici. Unul de culoare albă, altul de culoare neagră. Fiecare dintre ei încearcă să vă convingă de propriul adevăr. Piticul alb încearcă să ne convingă că puteți atinge obiectivul. Piticul negru încearcă să ne convingă că indiferent de ceea ce veți face, indiferent de cât de mult veți munci, indiferent de cât mult credeți în visul dumneavoastră, nu veți reuși și să vi-l realizați niciodată. Eu cred că aici piticii se poate de asociat și cu persoanele pozitive din viața noastră, da? Și cu persoanele, din păcat, negative. Așa, deci vedeți la ecran cum este reprezentat piticul alb. Este important pentru tine? Poți să reușești. Vrei să îți schimbi viața? Poți să o faci. Vrei să îi ajuți pe cei dragi? Vei învinge. Vrei să te simți important? Poți deveni. Vrei să dai o educație bună copiilor tăi? Poți fi un exemplu. Și în schimb, ce vă zice piticul negru sau persoana care permanent vine cu o atitudine negativă? Tu nu vei reuși, ai prea puțină școală, nimeni din familia ta nu a făcut-o, ești prea sărac, ești singur, nu ești prea deștept, toți vor râde de tine, ești un visător, visătoare, nu știi cum să faci asta, ești prea greu. Sau, de exemplu, mai recent a fost cazul cu mine, când o colegă mi-a zis că, da, așa ca dumneavoastră, doamna Balănici, vă jucați cu webinarele și postați certificatul. Mă scuzați că intervin cu acest exemplu, dar contează până la final atitudinea noastră. Adică propriul nostru exemplu. Eu am un obiectiv și vreau să-l ating. Deci îmi decid eu singură traseul meu pentru dezvoltarea profesională. Când vremurile vor fi grele, când se vor anunța nori de furtună în viața dumneavoastră, când veți simți că ați căzut la pământ, pe care piticul îți vei asculta? Și aș vrea aici în comentarii să-l scrieți. Dacă alegeți piticul alb, cifra 1. Dacă alegeți piticul negru, cifra 2.
Adică ori persoana pozitivă care permanent vine cu atitudine pozitivă sau persoana care permanent vine cu nouri în viața noastră. Și deci ar fi bine să excludem astfel de persoane sau să trecem cu vederea. Este vorba despre modul în care alegem să vedem circumstanțele din viața noastră până la final. În acest webinar, prin elementele de bază ale atitudinii pozitive care au fost relatate de formatorii noștri și dacă ar fi să le aplicăm pas cu pas în timp și mai ales sfaturile foarte utile ale experților noștri, astfel încât să obținem niște rezultate de care să fim foarte mulțumiți și într-adevăr să înțelegem că realitatea o construim noi prin modul în care gândim și prin modul în care acționăm. Pe lângă toate astea, am învățat că care este atitudinea interioară pe care trebuie să o avem și cum să o construim, astfel încât ceea ce gândim, ceea ce spunem să devină în realitatea noastră de zi cu zi. Ceea ce trebuie să înțelegem și să acceptăm că aceste webinare ne fac să trecem printr-un proces de reeducare, de ce nu? Și de fiecare dată vom evalua, pentru că așa suntem construiți. Învățăm, nu ne-am născut atot știutori. Trebuie să ținem cont că ceea ce suntem noi în fiecare zi ne va face să fim mult mai buni și totul depinde de noi. De multe ori probabil ne-am propus să schimbăm ceva în viața noastră și am trăit un eșec. De fapt, nu am trăit eșecul pentru că noi nu am fost capabili, ci pentru că ceea ce se află în subconștientul nostru a opus rezistență la dorința noastră, manifestată la nivel conștient. Soluția există. Și am auzit, am văzut în acest webinar de astăzi și suntem convinși împreună cu toată echipa că vom obține rezultate nu bune, ci excelente, extraordinare, dar cu răbdare și cu persistență. Persistență și să nu cedăm niciodată. Vă așteptăm cu drag pe pagina noastră de Facebook, HGRO-MD, să ne dați un feedback constructiv, cât și pe canalul nostru de YouTube pentru a vă abona acolo și a privi în reluare toate webinarele programului de dezvoltare a cadrelor didactice profesor Costil și nu doar. Vă urăm sănătate, să fiți în permanentă cu ochii pe noi pe pagina HGRO-MD și la final vin cu o sugerare de lecturarea unei cărți Puterea atitudinii pozitive. Descoperă secretul succesului. Autor Roger Fritz. M-am interesat, este și în librarius.md, puteți să faceți o comandă sau chiar pe elefant.md. Eu vă urez succese și întregi echipi și mulțumesc foarte mult doamnei Nina Mândru de parteneriat. Așa. Și eu vă mulțumesc, doamna Olga Balanici, pentru acest mesaj care ne îndeamnă să ne menținem pe arena pozitivismului. Stimați participanți, nu ezitați să scrieți mesajele și ideile dumneavoastră pozitive, constructive. Vă mulțumim pentru participare și colaborare la atelierul sau webinarul de astăzi, Atitudine Pozitivă. Formularul de participare va fi plasat în grupul din Profesor Skill. Registrele de participare cu numărul certificatului vor fi publicate în grupul Profesor Costil în următoarele 3 zile. Mulțumim Asociației Generale Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova, pentru această oportunitate de dezvoltare profesională. Webinarul Atitudinea Pozitivă s-a desfășurat la 19 mai 2021, ora 16, și poate fi revăzut pe pagina HGRO-MD. Amintim că la organizarea evenimentelor de azi au contribuit doamna Balanici Olga, coordonatoare, onorații experți, doamna Viorica Goraș-Costică, doamna Tatiana Turchină, doamnele formatoare, Ana Marincovici, Marilena Furici, Natalia Manea, precum și Ana Spinei, echipa de logistică, Ana Speianu, echipa de logistică, Doina Zaharciuc, Olga Balanici, Bernic Lubov, Angela Suchin, Elena Gurița. Urăm succes tuturor participanților la celelalte webinare ale programului de dezvoltare personală și profesională a cadrelor didactice Profesor Costil. Pe curând!